Bună ziua și bine m-am regăsit pe canal. În sfârșit am ajuns acasă. Ia uitați ce avem aici. For me. Așa, în sfârșit au sosit. N-am mai filmat pentru că stați așa. Nu, asta e a mea. E concediu medical. Așa, să vedem. Conform carantinare. Am fost în carantină. Bun. O să luăm astea și le deschidem. Aici știu ce e. Aici e hrănitoarea. Pun pe pauză și revin. Bun. Așa. Asta e hrănitoarea. Cam așa arată. Și văd că băieții au băgat înăuntru și adăpătorile pentru boxe. Așa. Revin. Așa. Cam așa arată. 34 de poziții. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. De 17 cu 17. 34. Și aici avem, înăuntru. Frumos. Adăpători și hrănitori pentru boxe. Am luat 10 cu 10. Ia, 3. 5, 8, 11. Am luat 11? Nu mai știu. 2, 4, 6. Da, 11. Pentru boxe, magneți. Așa. Balamale. Frumos. O scafă pentru mâncare. Super ieftină. Să așezăm astea la loc cât de cât. A, uitați. Super. Are 1,5 m lungime. Da. Arată super. Pun pe video și desfac și cealaltă cutie. Bun. Așa. Astea sunt cuibarele Airlux. Am luat un număr de 20 plus pâzlă. Așa o să arate. Așa. Super. Deci ne pregătim pentru nou sezon. Așa. Le-am băgat la loc. Am băgat cuibarele aici. Deci, uitați. Așa arată. L-am apăsat eu pe laterale, pe margine, ca să intre să se fixeze bine pâzla. A, uitați. Vedeți? Super. Bun. Cam astea sunt ce mi-am adus nou pentru păsări. Deci, hrănitoarea sunt cel mai încântat. O să mai cumpăr una, dar probabil mai mică, dar tot așa, că e super. Are adâncime de 4 cm. Deci 4 cm e perfect. Mai mult ca perfect. O secundă. Așa. Deci se poate vedea. Sunt destul de adânci și foarte rezistente. Am crezut că ăsta e un PFL simplu, dar nu. Are undeva la 6 mm grosime PFL-ul. Da, super, sunt super încântat. Luăm cuibul ăsta și o să mergem la păsări. Pun pe pauză și revin de acolo. Bun. Am ajuns în valieră. Iar a scăpat un mascul aici. Așa. Să vedem cum stau lucrurile. Săptămâna asta, dacă e luni, săptămâna aceasta o să vină și inelele. Deja au ajuns. Inelele de la asociație au ajuns în club. Și vor... Perfect. Perfect. Deci s-au împerecheat exact cum am dorit eu. Super. Deci nu mai stau cu grijă de ei doi. E perfect, perfect, perfect. Super, super. Așa. A...
Bun, revenim. Am am vorbit cu cei de la asociație, inelele au ajuns. Deja avem, am comandat un număr de 50 de bucăți. Pentru anul acesta și s-ar putea să mai comand. Ia, a. A scăpat și ăsta aici afară. Da, că am scăpat masculin. Mama ei mai scapă cât stai acasă. Dar nu e o problemă, nu mă deranjează. Aparent, masculul meu a ieșit femelă, cel alb, bălțat, mai trebuie să aducem masculi. Aia e. Nu e o problemă. Bun, mamă cât jaf. Mamă cât jaf e aici. Da, aia e. Eu azi prea mult nu o să pot sta la ei, pentru că sunt venit doar azi, am liber. Dar nu e o problemă, deoarece am două zile libere, joi și vineri, și voi veni atunci. Ia uite, ăla are cuib acolo. Nu înseamnă că i s-a luat femeia ăla. Așa. Lăsăm nițel ușa deschisă la ei pentru a putea veni a intra masculul de indian acolo, negru, acela de jos. Ai, femeluța nu a dus să facă-i bine. Presupun că se descurcă aici. Trebuie să bag masculii ăștia la alții înapoi și să... Dar nu, n-am cum îi las așa și o să-i pregătesc pentru împerecheat tura următoare când vin joi. Când ajung joi, mă apuc să fac boxele, acelea două le pun plasă și aici la astea, dinăuntru, să-i bag la pereche. Apoi mai bag aici 6, cu 2 de acolo ar fi 8, poate le fac și palea de acolo unde sunt ăia, le închid și na, ca să fie treaba bună. Ăla trebuia să intre cu castania albă ăla. Ăștia doi văd că s-au împerecheat, cei de sus de acolo la fel. Ăștia, nu știu. Nu prezintă nimic. Nu anunță nimic. Văd că asta de aici s-a cam desfăcut. Trebuie să... să le prind. O să iau capsatorul și îi bag câteva capse. Așa. Ah, n-a vrut să intre. Da, nu-i problemă. Ia, să-l prind. A, uitați albul ăsta cum stă. Bele. Bine, să văd picioarele. Situația la porumbei văd că e bună. Cuibul acela care l-am adus, o să-l bag la o pereche, îl bag la ăștia. Și restul îi mai las așa, că nu... Nu am pretenția de a, începe acum să depun ouă. Cred că le pun și la ăștia cuib. În cazul în care chiar dacă vor roa, să aibă cuib, ok? Să stea ouăle cum trebuie. Restul, în schimb, îi lăsăm așa. E nasol că n-aș fi vrut să iasă albastru ăsta. Și îl iau eu acum. Ia vine pe acela. Au, de ce ăștia se apară? Ia. Am impresia că buburuza nu e bine. Știi, cam... cam agitată. Dar să sperăm doar că mi se pare. A, uitați, masculii cum cheamă femeile, cum cântă fiecare. Asta e un lucru bun. Ce-o fi? Poate mi se pare mie.
Da. Bun, cam atât pentru astăzi. Încă ceva, ăștia vor fi dați, jucătorii. Acum am zis, vor fi dați. Da. Și din ăștia la alții la fel, o să dau din ei. Adică și femeia asta e dată, deja, doar că să tura următoare când vine, iau și mă duc cu ei la călăraș și îi trimit unui băiat, că i-am promis că o să-i dau lui. Ce mai am? Ăsta e dat, adică dat, o să-i dau, nu rămâne. Ăsta la fel, dacă e cineva din zona mea de aici de aproape și are nevoie de un mascul, cu mare drag îl ajut. Și cam atât, nu știu, ăsta, vedem, mă bucur că s-au împerecheat ăștia. E foarte bine, că exact așa am vrut. Și rămâne să vedem ce mai urmează, cred că ăștia doi s-au împerecheat. Da. Bun, cam atât pentru astăzi. Astea sunt noutățile, achizițiile. Încă o chestie. Tot ce mi-am achiziționat acum este de la o firmă, îi puteți găsi pe site Columbofil Pro. Băieții sunt din Craiova, super de treabă, m-am înțeles foarte bine cu el. Produsele au ajuns foarte repede în oraș, dar de aici a fost problemă cu cei de la curierat. Dar na, nu e o problemă că nu m-am grăbit așa de tare. Deci dacă aveți nevoie de accesorii ceva pentru ei, eu vi recomand cu mare drag. O să vă las un link și în descriere ca să puteți achiziționa produse dacă doriți să luați ceva de la ei sau dacă aveți nevoie. Prețurile sunt ok și băieții foarte înțelegători și produsele ajung destul de repede în funcție de cei de la curierat, v-am spus. Băiatul mi l-a pus imediat. Au ajuns în oraș, din oraș încoace, firma cu care colaborează, aia acolo a fost o mică problemă, dar nu e o problemă atât de mare pentru mine. Poate pentru alte persoane ar fi, dacă se grăbesc. Da? Da. Toate lucrurile au ajuns cum trebuie, în siguranță, nu s-au spart. Chiar sunt foarte mulțumit. Bun, cam atât pentru astăzi. Vă salut și o să revin cu un nou video săptămâna aceasta. O zi bună, numai bine, v-am pupat, pa, pa.